Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire mai altfel pentru trecut, prezent, viitor, pentru secrete. Secretele trecutului, secretele prezentului, secretele viitorului. Așadar, o citire mai aparte, mai specială. Și ca să fie puțin și mai specială, am să o fac și în trei variante. Varianta pietrei albe, varianta pietrei roșii sau varianta pietrei verzi. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem ce pot spune cărțile de oracol despre secrete, secretele trecutului, prezentului, viitorului. Îmi folosesc și un pachet de cărți mai speciale, cu o energie mai specială, mai specifică secretelor. Și am să împart așadar pachetul în trei. Din tăiere îmi spune aici trecut, prezent, viitor, secrete că este vorba despre niște boli. Știți poate deja de secrete sau veți afla secretele unei boli, secretele unor dușmani, boli destul de grave, aici poate fi și legat de o pierdere, de o dușmănie gravă, deci de ceva foarte grav. Da, deci ceva foarte grav, un secret al trecutului, prezentului sau viitorului. Și sunt niște secrete, într-adevăr, pentru care chiar poate vă faceți griji, orică să nu se întâmple, ori să nu fie aflate. De aici că vă faceți foarte multe griji și foarte posibil că vă și rugați, chiar vă gândiți la viitor, cum ar veni să faci griji și te rogi, fie să nu ți se întâmple, fie să nu mai ți se întâmple, poate fi și ceva care a fost și de care ți-e teamă să nu mai dai și în viitor de această situație. Ai o teamă, poate chiar acum în prezent, sau grija asta de a nu mai repeta ceva, nu se mai întâmpla, a nu se afla ceva, cumva aici simt așa o energie ca și cum te rogi, zici, Doamne, dă-i să nu se întâmple, Doamne, dă-i să nu se afle, Doamne, dă-i să scap de asta, ca și cum ai promite, văd aici că, ca și cum ai promite îngerilor, arhanghelilor, că dacă îți reușești să depășești această situație sau să afli un adevăr, poate ține și asta de a afla ceva grav care s-a întâmplat, adevărul, ca și cum ai promite că dacă afli adevărul, faci ceva, fie că ierți, fie că vei fi mai prevăzător, fie că vei face poate o dreptate. Aici văd că ține puțin de propriile mentalități, să zic, valori. Da, aici este cumva de a fi recunoscător sau de a fi mai atent cu ceea ce se întâmplă, cu ceea ce ar putea fi în viitor. Haideți să vedem. Secretele trecutului, prezentului și viitorului. Piatra albă, piatra roșie, piatra verde. Alegeți varianta care rezonează cu voi, care vă simțiți atrași intuitiv, sau cum se spune, la întâmplare. Să vedem cât de bine relevă secrete din ceea ce voi știți, secretele trecutului, ale prezentului și ale viitorului, care vă pot fi dezvăluite sau le veți afla, le veți ține pentru voi, acum depinde. Haideți să vedem. Trecut, prezent, viitor, secrete, varianta 1, 2 sau 3. Am să încep cu varianta numărul 1, varianta pietrei albe. Haideți să vedem. Secretele care voi știți din trecut. Știți, poate, e foarte interesant aici un secret, că ați distrus poate chiar o logodnă,
Ați rupt o logodnă. Asta e un secret, pentru că ați rupt logodna cu cineva sau logodna cuiva și poate dintr-o gelozie, invidie, fie că voi ați fost invidioase, geloase și ați încercat să-i luați, m-ar veni partenerul altei persoane și aici, de aici a apărut, sau v-ați opus căsătoriei cuiva. Ați făcut o bârfă sau care a dus, cum ar veni, o rupere a unei relații cu cineva. Asta voi știți un secret. Sau mai știți și că ați fost păgubite de un logodnic, că v-a luat ceva. Cum ar veni, v-a luat ochii, v-a furat inima, dar v-a luat și altceva. V-a păgubit. Aici sunt niște secretele trecutului de care nu mai voi știți. Cumva poate știți și de o căsătorie, cumva, care a venit în urma unei relații puțin forțate, să zic așa. Deci relația aceasta a plecat cumva puțin forțată. Astea sunt niște secrete ale voastre. Poate ține și de o karmă, să știți aici. Sau ați considerat aceasta, este un secret la care voi știți că ați considerat această relație o relație karmică, toxică, de care poate v-ați separat chiar. Au fost niște riscuri aici. Cu toate că v-a adus poate și ceva, adică ceva bun ați învățat, niște secrete ați aflat, dar ați avut și o doză, o parte întunecată, o parte distructivă, o parte păguboasă, să zic așa. Deci ori știți că voi ați fost cele care ați rupt această logodnă, această relație, pentru că v-a făcut mult rău, poate n-ați spus cum ar veni, și trădat. Adică ați vrut să-i dați o lecție, să vă răzbunați, cum ar veni, asta e un secret de care mai voi știți că ați trădat această persoană, cum ar veni, pentru că și la rândul ei s-a purtat puțin urât cu voi. Da? Sau mai știți că ați ascuns față de logodnicul vostru ceva, ceva care poate a fost o durerea voastră care n-ați vrut să o spuneți, legat de o altă relație, legat de o pagubă legată de ceva aici sau poate chiar de credința voastră, cumva n-ați avut suficientă credință, încredere, altă credință, ceva, chiar vrăși farmece, poate unul dintre voi este un secret de care știți că poate v-a și pus naiba cum ar veni și să faceți ceva ca să vă căsătoriți, să vă logodiți cu o anumită persoană și nu ați făcut decât să aveți apoi o consecință cum ar veni, este un secret al trecutului, de care voi știți. Un secret de care voi nu știți din trecutul vostru, ceva care voi nu știți. Nu știți poate un secret, o durere a unui părinte sau poate nu știți nici, nu știți de ce nu v-ați înțeles bine. Asta e un secret care încă nu l-ați aflat, n-ați înțeles de ce anume nu v-a iubit cineva. De ce v-a criticat, de ce v-a dușmănit această persoană, de ce v-a lovit chiar, poate că ați avut o durere, o suferință, o răutate, o agresivitate și din partea cuiva care avea puterea asupra voastră, cum ar fi un părinte, cum ar fi un profesor, cum ar fi o persoană mai importantă, când tu voi erați poate mai vulnerabil și nu aici cumva sau nu știți de ce v-ați despărțit, un secret, de ce v-a abandonat, de ce v-a lăsat. Aici poate ține și de credință, e vorba și de o karmă aici. Un secret care vine în viitor, deci ceva ce veți afla, veți afla de puterea dreptății, a divinității, să zic așa, o să înțelegeți bătălia între bine și rău, că bătălia asta între bine și rău, dacă crezi, dacă ești o persoană credincioasă, îți dă o direcție. De fapt, prin această bătălie între bine și rău, cum ar veni, ai niște provocări, să zic așa. Provocările acestea, sunt ca să te
să-ți dea o direcție, să înțelegi tu care e sensul tău în această viață, menirea ta, cum ar veni. Poate veni printr-o profesie, poate veni printr-o operă de binefacere, poate veni printr-un talent pe care ți-l manifesti, îți vei descoperi tu ceva, o putere, îți vei descoperi puterile. Practic, nu atunci când ajungi într-o dificultate, ce faci? Începi să te descurci, să cauți o soluție. Și fără această provocare, poate îți lipsea ambiția, dorința de a-ți demonstra, să zic așa, este țimea, de a-ți pune în valoare talentele, nu? De a, a face ceva special, de a căuta un sens mai altfel, mai ceva mai special al vieții. Și atunci vin aceste provocări cumva, poate și tocmai ca să îți dea direcția, când greșești direcția, cum ar veni, tu consider că poate e o nedreptate, că tu poate consider că este o ceva, o dificultate. Ea este într-adevăr o dificultate, dar nu o privi ca pe o nedreptate, ci privești-o ca pe un test prin care tu să-ți demonstrezi capacitățile. Nedreptate este, nu este despre tine, să zic așa. Deci nu că dacă o persoană se poartă rău sau urât, nu este că este despre tine. Despre tine este felul în care tu reacționezi la acest comportament, la această situație. Cum reușești tu să gestionezi această situație, cum reușești tu să găsești soluții, să preîntâmpini să mai existe în viitor, cum ar veni acest gen, astea sunt secrete care le afli în viitor, vei afla puterea dreptății, puterea divinității, vei afla poate și demonii, cum te vor tenta ei cu niște acțiuni, cu niște emoții, cum vor căuta ei poate să te impresioneze. Aici cumva cam poți repeta în viitor ceva din trecut. Dacă n-ai vindecat, aici cum ar veni o lecție neînvățată, o traumă nevindecată, ea poate recidiva. Da, cum ar veni, te mai lovești de acel lucru. Un secret în prezent. În prezent, dragile mele, dragii mei, în prezent aveți, poate că e și sărbătoare, într-adevăr, și văd aici că puteți avea o schimbare, o revelație. Puteți avea un vis. Dar fiți atenți aici, că în visul ăsta, aici cumva trebuie să știi în prezent un secret, că când noaptea, cum ar veni, circulă vântul, aerul, să zic așa, circulă, sunt și spiritele binelui și spiritele răului. Și dacă tu ești o persoană care ai, să zic așa, îți folosești inteligența, înțelepciunea, te rogi, puterea rugăciunii, ai un scut de protecție, bei apă, mănânci sănătos, bei apă curată, cum se spune, respiri aer curat, sănătos, nu? Nu poate ajunge la tine să te domine aceste spirite, nu pot să-ți facă rău. Ele cumva rătăcesc, încearcă și caută o gazdă, cum ar veni aceste spirite, ele caută un trup prin care să se manifeste. Ele nu mai se pot naște până nu se purifică, numai sufletele curate se pot naște, cum ar veni. Cele care au trecut prin niște cicluri, să zic așa, și ele se pot renaște. Dar aceste spirite, ele încă nu pot renaște și atunci ele caută o gazdă prin care ele să se manifeste, temporar, să zic așa. Și de aceea este bine cumva poate să și aerisești tot timpul, dar nu foarte mult, nu lăsa geamurile deschise, cum ar veni pe timpul nopții, că nu știi ce spirite bântuie și vine peste tine în timpul somnului, ești mai vulnerabil. Poți să ai de-a face cu un spirit care poate să te sperie, să te bântuie, să... Deci văd aici, sau poți avea chiar de-a face cu persoane răufăcători. Aici poate fi vorba și de spirit, dar pot fi și de vorba de persoane, că pe timpul nopții mai circulă anumite persoane sau și ziua. Deci și ziua și noaptea trebuie să fii, cum ar veni aici, spune, într-o stare de veche, într-o stare de conștiință, să zic așa, de conștientă. Adică să îți alegi cu grijă și prieteniile, să îți alegi cu grijă și ce mănânci, și ce bei, și ce faci, și cum vorbești. Asta e un secret al prezentului. Că acum, fiind și această sărbătoare, cumva se pot schimba niște energii, poți primeni niște energii, poți da de mâncare, de pomană la demon, cum ar veni, să zic așa, să lași cum ar veni pe pervazul ferestrei, afară, poate apă, pâine, ceva de pomană, cum ar veni. Și să te rogi,
S-ar putea la unii dintre voi un secret care îl afli acum în prezent, de cei cam place unui bărbat. Poate fi și un bărbat aici care e cam de dat unui viciu. Da, el poate fi un bărbat cam dependent de ceva, văd aici. Oare el o dorință ascunsă, o ambiție? Un secret, un secret care poate fi ascuns în viitor, să știți, de un sabotaj aici sau de o trădare, de niște scrisori, să zic așa, niște acte, documente care circulă între niște amanți, să zic așa. Acum depinde, asta e un secret în viitor care ți-ar putea fi ascuns sau tu trebuie să fii mai prudentă cu cine. Cu cine vorbești, să zic așa, cu cine corespondenți la nivel intim despre dorințele tale intime sau, mă rog, declarațiile de dragoste, cu cine le faci, că aici poate fi să fii prinsă, cum ar veni, este un secret din viitor, da? Vine aici care, cum ar veni, poți să pierzi sau să trimiți greșit, cum ar veni, să trimiți greșit mesajul, tu să vrei să-i trimiți mesajul iubitului tău și să ajungă la iubita lui sau să ajungă total în altă parte. E ceva încă, să zic așa, puțin care poate fi o pierdere sau o greutate, ceva, un adevăr care să iasă la lumină într-un mod care să te afecteze de o trădare, să zic aici, de o iubire sau mai e un secret care vine din viitor că s-ar putea să nu prea fi inspirat, să nu prea ai inspirație în ceea ce îți dorești într-un discurs, da, să nu primești declarația de dragoste chiar care tu aștepți, mesajele care le aștepți, pentru că persoana respectivă nu prea e fidelă sau nu prea mai simte ceea ce vrei tu să simți. Trebuie, cum ar veni, un secret al viitorului este cumva poate și să cauți o soluție, da, cum să mai aprinzi cânteia iubirii, poate dacă ești într-o relație cu cineva. Și un secret, surpriză, ei da, surpriza e afla niște secrete, într-adevăr poate ține de o întâlnire, de o relație, dar poate să fie și de o trădare. Orică vei afla, vei ține secret o relație, trebuie să o ai grijă. Pentru că aici, din ce simt, aici s-ar putea să apară o relație secretă, o poveste cu cineva care poate fie într-o altă relație, fie tu ești într-o altă relație și vei fi atrasă de cineva și atunci, că de aceea poate apare aici un secret din viitor care vine această bătălie între bine și rău în care trebuie să faci o alegere. Poate fi și cu cineva din trecut. Ori tentația de a te mai întâlni cu cineva cu care ai mai avut cândva o relație și el s-ar putea să mai aibă acum pe cineva sau da, e ceva așa care cumva poți repeta o greșeală a trecutului sau cumva, deci o întâlnire plăcută totuși, dar care poate să fie dată peste cap. Se poate, mai tu ai o întâlnire plăcută, romantică cu iubitul tău, dar nu știu, să vadă toată lumea această întâlnire, cum ar veni, da? Tu să uiți să tragi jaluzelele, spre exemplu, când ai tu o întâlnire intimă cu iubitul tău, cu partenerul, poate să fie chiar și partenerul tău și atunci ea este cumva să fie văzută în văzul lumii, cumva, într-un fel, dar într-un mod care să te afecteze, văd, să te dea peste cap. Văd aici, e ca și cum e un pic de orică cineva vrea să se răzbune, orică, deci astea sunt secrete care pot apărea la această variantă trecut, prezent, viitor. Haideți să vedem la varianta numărul 2. Varianta numărul 2. Varianta numărul 2, haideți să vedem. Varianta pietrei roșii. Asta a fost piatra albă. Piatra roșie urmează. La piatra roșie, un secret de care voi știți un secret, voi știți de faptul că voi ați avut o reușită în trecutul vostru datorită credinței, datorită poate ați avut un miracol, cum ar veni, ori un miracol la drum, ori ați făcut o călătorie, un pelerinaj undeva, ca să vă împliniți voi niște dorințe și să știți că pare că s-au împlinit. Aici poate și de faceți copii și să aveți o împăcare, o reușită cu copiii, să aibă
Știți asta, deci voi știți poate că ați fost binecuvântați, să zic așa, s-au întâmplat miracole pentru voi datorită credinței sau chiar o vindecare miraculoasă, da, aici au fost miracole, o reușită la un drum printr-un drum care ține poate chiar de credință, un secret din trecut, un secret de care încă nu știți, el poate apărea în viitor, să știți că poate apărea în viitor chiar o funcție, o reușită, o propunere. Dar trebuie să fiți atenți să nu o pierdeți aici, să nu faceți o greșeală. Aici cumva e un secret de care trebuie să fiți atenți că vă poate scăpa printre degete o situație foarte pozitivă legată de cursuri, de școală, de o schimbare, de servici poate ține sau de... văd aici că puteți avea de-a face cu un secret care nu știți că... puteți, aveți niște puteri magice sau chiar puteți folosi un ritual magic, să zic așa, pozitiv, ca să vă dea inspirație, ca să vă dea, nu știu, cum ar fi să te rogi la lună, la stele. Da, există anumite zile, poate anumite zile importante, cum ar fi și de Crăciun, de Paști, nu, sau anumite sărbători, la schimbarea anotimpurilor, la schimbarea lunii pline, lună nouă, când se fac anumite ritualuri, rugăciuni, ritualuri pozitive, le zicem, nu, magia albă, să zic așa, care ține de a folosi elementele naturii pozitive, a folosi, nu știu, să aprinzi o candelă, o lumânare, nu, și să te rogi, să gândești de bine, să binecuvântezi. Aici văd că poți avea reușită, fie în dragoste, fie pe orice plan. Poate că asta, nu știu, tu un secret, că totuși magia albă sau, mă rog, rugăciunile la anumite zile mari sunt foarte pozitive, foarte bune ca să-ți dea un impuls, o putere mai mare în dorințele tale să ți le împlinești, dar îți poate veni și propuneri în viitor să cunoști, să studiezi, să înveți, să ajungi într-o funcție, să ajungi la un nivel mai superior, doar că poți să scapi printre degete această situație, pentru că fie că tu consider că nu este important sau poate că ai o poveste de dragoste și atunci tu renunți la carieră pentru povestea ta de dragoste, pui pe primul loc altceva, cum ar veni aici, poți să ai de-a face și cu astfel de lucruri, să te păcălești asupra unei situații. Un secret care îl vei afla, deci în viitor, în curând vei afla, asta voi nu știi de viitor, dar, asta e de trecut, deci un secret din trecut pe care tu nu știi este că ai trecut peste, asta ai făcut, ai... omis ceva, ai pierdut ceva, ai scăpat ceva din vedere, puteai să ajungi foarte departe, puteai să ajungi într-o funcție, puteai să ajungi, dar poate că pentru că ai renunțat tu, ori n-ai făcut. Și un secret care vine din viitor, ce vei afla, că vei avea și tu o cumpănă. Asta e un secret. Poate ține, deci într-adevăr un secret poate ține chiar de magie, dar asta poate că tu nu știi, un secret din trecut, că tu ai neglijat să înveți anumite lucruri sau ai uitat, ai promis ceva și nu te-ai ținut de promisiune, cum ar veni, nu te-ai mai dus, poate că trebuia să te mai duci încă o dată la o biserică, la o mănăstire, trebuia să te duci de 3 ori și te-ai dus de 2 ori și nu știi că dacă te duci de 3 ori puteai să ai mai mare reușită și să fii protejată, îți mai trebuia un pic ca să poți să fii într-o protecție divină, pentru că în viitor îți vine o probă. Proba asta poate să devină și printr-o trădare, poate să devină și printr-o pierdere, printr-o dușmănie, printr-o problemă de sănătate, deci ai nevoie de credință. Dar cumva ceva îți lipsește, nu știu, un secret. Deci nu, secretul ăsta s-ar putea să-l afli numai în momentul când, adică până nu dai cu capul de sus, cum ar veni, nu vezi pragul de jos. Asta să fie o probă și ea poate veni sub diferite forme, că poate ai făcut o greșeală. Am zis aici un secret de care poate că nu ești conștientă. Conștient și cumva te poate afecta. Poate ține și de o anumită persoană care ți-e dușman totuși. Sau are un moment de nebunie, face vreo nebunie, devine dușman așa dintr-o dată. Poate ține și de o persoană chiar necunoscută sau atenție la musafiri sau atenție pe unde te duci.
Un secret care ține de prezent, acum în prezent, într-adevăr, iară din nou vine această sărbătoare, dar într-adevăr că este o încercare, poate pentru voi la Piatra Roșie, poate că nu întâmplător v-ați ales Piatra Roșie, că puteți avea o încercare. Văd niște dubii, nu știu, poate ține și de o petrecere, poate ține și de un drum. Ceva, dorințele să nu ți se împlinească sau, nu știu, să ai o neplăcere, să ai un vis urât, să te trezești să visești ceva în noaptea. În noaptea asta poți visa ceva care poate să-ți spună ceva, să te avertizeze ceva despre posibilități ce se poate întâmpla în viitor, poate o boală, poate o greutate, cumva aici poate ținești de vrăjitorie, deci ar trebui să știi că se pot face vrăji noaptea asta. Sau, nu știu, sunt spiritele răului care bântuie și poate că trebuie să te rogi. Da, aici cumva poate să ții și o lumină aprinsă, dar nu, să ai atenție, o atenție să, dacă ții lumina aprinsă, să nu, lumânări aprinse, cum ar veni, să nu ia foc. Da, să nu o lași, că poate bătea vântul, nu? Și o stinge, mă rog, o stinge, cade și să-l aprinde ceva sau... E un secret care e acum în prezent, care se poate fi dezvăluit într-un mod poate mai puțin plăcut, ține puțin și de tine. Acum ține și de sănătatea ta, orică nu te simți bine, orică ceva te nemulțumește. Un secret în viitor care va fi că poți primi un ajutor. Într-adevăr, îți trebuie credință. Să știți că asta e un secret care veți afla într-un mod neașteptat, poate. Că poți depăși cu bine niște probleme, poți primi un ajutor când ți va fi ție mai greu, dacă te rogi sau dacă ai încredere, ai o gândire pozitivă, poți primi ajutor ca prin miracol. Poate veni printr-o persoană, poate veni și prin ceva neașteptat, o idee, o soluție, văd aici că dorințele tale se pot realiza, dar poate și într-un mod neașteptat, poate, sau chiar poți tu ajuta, pentru că am zis, tu nu știi că ai totuși niște talente pe care poate nu ți le-ai folosit. Tu poți, poate, să ajuți la aduce o schimbare pozitivă, aduce o bucurie cuiva, pentru că, într-adevăr, pe surpriză, ai o schimbare, o mare schimbare se poate produce, nu știți? Deci, voi puteți, ține de hotărârea asta a voastră, care o luați. Văd aici că credința joacă un rol important, se pot produce schimbări, dar poate că e necesar să hotărâți voi să fiți foarte înțelepți, pentru că există totuși bătălia asta între bine și rău, aceste a face erori, cum ar veni, neglijești ceva sau, nu știu, să nu răcești, da? Și atunci tu nu vei mai putea să aduci la îndeplinire ceva. Văd aici că poți avea o mare reușită, o mare schimbare, ține de o hotărâre. Asta este un secret care vine pe surpriză. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. Ce secrete au fost la trecut, la prezent, la viitor? Secrete care le știți din trecut, voi știți că sunteți o persoană care ați avut iluminare, ați avut revelații, poate și datorită prin meditație, prin rugăciune, și printr-o durere, poate, prin ceva care, printr-o traumă, cum ar veni. Voi știți, asta un secret din trecut, că voi ați fost, cum ar veni, și poate atunci durerilor inimii v-a sensibilizat și puteți percepe energiile, cum ar veni, voi vedeți aure, aveți viziuni, aveți vise profetice, știți că sunteți o persoană poate cu o inimă foarte bună, ăsta e un secret din trecut, sau poate țineți o boală a inimii, că ați fost mai grijulii, mai îngrijorați, v-ați îngrijorat voi mereu de una de alta, că ați fost poate și calomniați, mă rog, că v-ați retras, cum ar veni, acum poate știți și că nu mai aveți, cumva ați reușit cumva un secret din trecut care vine că datorită acestor probleme prin care ați trecut voi v-ați întărit, v-ați imunizat, cum ar veni, împotriva emoțiilor, ca să nu mai aveți, să nu mai vă cădeți ușor, să mai vă emoționați ușor.
Nu că n-ați avea emoții sau că n-ați fi la fel de bun, dar cumva v-ați mai temperat, v-ați mai pus un pic pe stand-by. Un secret, sau poate chiar știți unii dintre voi, că v-ați pus la inimă un dispozitiv ca să vă ajute, ați făcut o operație pe inimă, o intervenție pe inimă și nu mai ați avut un infart, ați avut un preinfart, ați avut niște traume, cum ar veni, sunt suferințe ale inimii care cumva v-au pus un pic frână, v-au pus, sunteți mai atenți, cum ar veni, sunteți mai reci, mai distanți, da, cumva ați avut răni ale inimii, să zic așa. Și o perioadă poate lungă de timp în care ați fost singuri, asta știți voi un secret din trecut, sau că v-ați luat voi o pauză, cum ar veni, la a mai avea pe cineva, a mai fi cu cineva, a mai iubi, cum ar veni, pentru că nu mai vreți să vă mai suferiți, nu mai vreți să vă doară inima, nu mai vreți să plângeți de în iubire, în dragoste, cum ar veni, așteptați ceva mai calm, ceva mai liniștit, cum ar veni, vremuri mai bune. Un secret de care voi nu știți. Într-adevăr, nu știți că puteți avea în viitor o întâlnire, un logodnic, dar cum să zic, eu, de fapt nu, este un secret, că mai degrabă spun din trecut, voi nu știți că voi ați avut, cum să zic, sunteți singuri pentru că e ca și cum logodnicul vostru nu mai este, ca și cum, orică un secret de care voi nu știți că v-a trădat. Orică nu mai este cum ar veni, voi așteptați, cum ar veni, voi aveți o suferință, ați fost părăsite sau nu știu, ați avut o, v-ați despărțit și ați fost o perioadă de timp singure, așteptând să vă vină soarta cum ar veni, să vă întâlniți sufletul pereche, dar ce nu știți voi că acest suflet pereche s-ar putea să nu mai fie, orică aveți cumva o traumă, un secret din trecut aici, ca și cum ați fost trădate în dragoste, să zic așa. Poate că într-un mod neașteptat, când s-a dus pe undeva, orică a venit cineva pe la el, chiar cu o persoană care a venit în vizită, cum ar veni, asta e un secret care nu știți că o persoană dragă vouă, cum ar veni, a profitat cumva. Da, v-a trădat. Este un secret din trecut. Ce mai știți voi din trecut? Poate știți și de o iubire foarte. Ați iubit foarte tare pe cineva și pe care l-ați pierdut. Cum ar veni, v-ați pierdut logodnicul. Aici cumva trauma asta, secretul ăsta care știți voi cât de tare ați iubit voi pe cineva și cât de tare v-a iubit cineva care totuși poate chiar v-a și trădat sau pe care l-ați și pierdut într-un mod neașteptat, cum ar veni, că poate de aceea și rămâneți, ați rămas singură, cum ar veni, pentru că ați pierdut o persoană dragă, într-un mod este un secret care v-a rămas, dar poate că nu știți de ce. Poate să fie și din cauza unei infidelități, că a avut o infidelitate, a avut niște temeri, niște frici, a avut niște, poate și o depresie, a avut așa o idee nebunească chiar, poate a fost așa un impuls al momentului, o emoție pe care n-a mai putut să o stăpânească. Da, sau a băut ceva, cum ar veni, și a avut un accident, sau, da, zici, a fost ceva într-un secret de care poate chiar voi nu știți. Exact acest lucru. Un secret din viitor, să știți că o mare schimbare se poate petrece. Veți avea niște semne. Semne, semne, semne. Semnele acestea, voi veți percepe dușmanii. Cum să zic, veți percepe, sunt semnele care vi le trimite, să zic, divinitatea, asta e un secret care veți afla că voi puteți fi hărțuite, pântuite, să zic așa, urmărite de niște persoane sau de niște demoni, să zic așa, de niște spirite ale răului, ca niște virus, cum ar veni, deci asta, dar voi veți percepe acest, ăsta e un secret care îl veți afla de demoni ăștia, cumva îi veți înțelege, voi veți putea vedea poate chiar persoane care sunt în realitate, dar ele sunt posedate de niște demoni, de aceste spirite care spuneam că bântuie ele ziua sau noaptea, își caută o gazdă, cum ar veni, să se întrupeze, mă rog, să se manifeste prin trupul altcuiva. Da, deci s-ar putea să voi, pentru că aveți niște capacități aici voi, care vin poate și din suferințele voastre, traumele voastre trecute, adică voi să vedeți aceste energii, aceste persoane, demoni, îi puteți alunga chiar, ar fi să alungi hoții, să zic așa, deci aici pot fi hoți de suflete,
mă rog, vampiri, da, energetici, persoane care încearcă să îți murdărească energia ta, apa ta, cum ar veni, sufletul tău, sau să hrănească cu apa ta, cu sufletul tău, cu energia ta, cu lucrurile tale la propriu, la figurat. Asta e un secret care îl veți afla în viitor, da, deci voi puteți aveți această schimbare care o puteți aduce, alungarea acestor spirite. Un secret în prezent, într-adevăr, că voi sunteți un maestru, poate chiar o persoană inițiată, cu mare putere, doar că poate aveți mai puțină ambiție, trebuie să aveți mai multă voință, să știți că puteți și voi avea o revelație, aveți avea, văd aici că puteți avea, voi aveți capacitatea de a transforma pe ce puneți mâna, să transformați în aur, cum ar veni, orică aveți un talent, orică vă pricepeți, nu știu, aveți, trag la voi banii, să zic așa, cu toate că banii poate trag la voi, dar nu stau la voi, ei circulă, ei, pentru că ai ține puțin și de înțelepciune. Orică ești o persoană foarte, cum să zic, nu că ești risipitoare, dar știi să-și faci și bani, dar și cheltui banii pe plăcerile care, pentru un hobby, pentru ceva care îți place ție. Dar acum, în prezent, chiar poți avea un profit, un succes. Este un moment în care poți avea să-ți împlinești dorințe, doar că trebuie poate să ai mai multă dorință sau chiar să folosești aceste energii, a puterea rugăciunii, energiile lunii, ale pământului, aerul, să zic așa, apa, da, elementele acestea. Pentru că te pot ajuta, poți avea o idee, o revelație, un secret care vine din viitor, care îl vei avea, că poți ajunge o. Poți să te îndrăgostești, poți să te căsătorești, poți să primești o cerere în căsătorie. Aici poți primi o cerere, cineva să știi că te iubește în secret, te va iubi secret foarte tare. Deci poate fi, cum ar veni, deja o persoană care o vei cunoaște, nu cred că o cunoști încă, ea poate fi acum în prezent, ea acum în prezent poate apărea. Dacă nu este deja prezentă în viața ta, iar dacă este prezentă în viața ta, vei fi foarte bine în viitor, poți avea o mare reușită, o călătorie, o petrecere de nuntă, deci un secret care vine din viitor îmi spune că vei fi foarte fericit în viitor. Pentru că alungi acești demoni, servitori, acești hoți, aceste persoane care pot fi răuvoitoare, răufăcătoare, vei ști să le îndepărtezi, pentru că ai har, ai talent, ai putere, să zic așa, să le îndepărtezi din viața ta, sau pentru cei din jurul tău, pentru că văd aici că vei avea persoane care îți vor fi recunoscătoare, prieteni, care te vor ajuta, te vor susține, te vor venera, vei fi popular, să zic așa. Asta e un secret care vine din viitor, că vei avea popularitate, chiar angajați, ajutoare, suport, sprijin. Poate veni aici pe toate planurile să fii într-un mare succes. Și un secret neașteptat, într-adevăr că poți avea o reușită, dar trebuie să fii totuși prudent, că acești servitori care erau acum în viitor aici, pe care tu vei reuși totuși să-i percepi, să-i înțelegi, ai semne sau să-i alungi, chiar poți să faci asta, ei vor încerca să se răzbune sau să se înfrupte din succesul tău, cum ar veni să se inspire de la tine, dar nu într-un mod poate chiar, să zic așa sincer, cum ar veni să-ți ia ideea și să o folosească ca și cum ar fi a lor, să te plagieze, cum ar veni aici, poți avea, ăsta e un secret care vine neașteptat, să afli că cineva vrea să te plagieze. Dar te va amuza, aș putea să spun, pentru că văd că poți avea succes în continuare, nu poate, va fi prinsă, că s-ar putea să reușești să o prinzi tu. Sau mai poate fi și o persoană care e mai simplă și își dorește cu tine o relație. Pentru că tu ești o persoană de succes, gândește că dacă ar avea o relație cu tine, ar putea ajunge și o persoană de succes. Dar în orice caz, astea sunt secrete, așadar, care le vei afla în viitor. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, secrete trecut, prezent, viitor. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video. Vă doresc să aveți parte de secrete plăcute oriunde ați fi și binecuvântări divine. La revedere, să iubiți și să fiți!